găsit! 828 de suceveni s-au vaccinat marți împotriva COVID-19, dintre care 441 cu prima doză și 387 cu doza a doua, conform informațiilor furnizate de Direcția de Sănătate Publică Suceava. Pentru miercuri 3 februarie, pe raza județului Suceava, s-au înscris pentru vaccinare 597 de persoane, dintre care 564 de persoane pentru rapel. Cei mai mulți suceveni s-au vaccinat la Spitalul Județean Suceava, 319, urmând Spitalul Municipal Rădăuți cu 82 de persoane, Spitalul Municipal Fălticeni cu 108 persoane, Spitalul Municipal Câmpul Moldovenesc cu 103 persoane, Spitalul Orășenesc Gura Humorului 102 persoane, Spitalul Municipal Vatra Dornei 24 și Spitalul Orășenesc Siret 90 de persoane. Până în prezent, în județul Suceava s-au vaccinat împotriva SARS-CoV-2 17.481 de persoane cu doza întâi și 2.157 de persoane cu doza a doua.